Tinerii agricultori care dețin ferme mici pot primi sume importante de bani pentru dezvoltarea exploatațiilor agricole. Ei pot accesa sume importante de bani prin submăsura 6.1, sprijin pentru instalarea tinerilor fermieri. Sprijinul este 100% nerambursabil, în valoare de 40.000 de euro sau de 50.000 de euro, în funcție de dimensiunea fermei pe care o dețin. Tinerii fermieri au posibilitate să depună cereri de finanțare pe adresa www.afir.info, conform precizărilor din ghidul solicitantului, aferent unui prag de calitate, zicem noi, foarte accesibil, de 25 de puncte. Ei au la dispoziție 38,9 milioane euro, din care 19,9 milioane euro sunt în continuare destinați celor din diaspora. Zeci de fermieri din Olt au accesat această submăsură. Ionuț Radu din localitatea Obârșia este unul dintre beneficiari, iar banii primiți au fost ca o mană cerească, spune el. Eu o văd ca pe oportunitate, pentru că pe lângă că ținem în viață zona rurală, există și posibilitatea de a dezvolta, luând oameni la muncă, crescând consumul în zonă, de ce nu? Poate venind și cu zone de procesare, pentru că ăsta e scopul, în prima fază să devenim producători de materie primă și, de ce nu, ulterior de materiale procesate. La nivel național, până în prezent, au fost depuse 116 proiecte în valoare de 4,8 milioane de lei, iar din Olt sunt 3 beneficiari.